Așa, cum vă spuneam, eu mi-am luat așa, două felii de șuncă din asta, două din asta și un pic de bacon, dar nu-mi place baconul ăsta de nicio culoare, e foarte, foarte tare, și poached eggs, o poșate, cu o felie și... am mâncat nicioaltă. 8:57 și a venit domnul să ne ia pentru James Bond Island. În mână are o agendă și are scris numele nostru pe partea cealaltă a agendei. Cu un astfel de van mergem. To our trip about James Bond Island. This one. Right. That why we call it James Bond Island. Another side, please. The monkey in this species that we call the long tail macaque monkey. Ia uitați ce e aici. Și aici e mama, cred. Și acolo este bebeluș. Uitați-vă, e încă un ou. Am înnebunit, leșin. Bună dimineața. Este luni, 25 martie, ora 7:15. Focus, mulțumesc. Iarăși ne-am trezit de vreme pentru că avem o zi exact ca cea de ieri, planificată cu o excursie. Excursie care va fi mai lungă de data aceasta, pentru că va include și insula James Bond. Suntem la masă, așteptăm ouăle alea de parcă... a venit găina și la ouă acum. Nu știu exact cât pot să dureze niște ouă, dar... am zis să vă filmez ca să putem să mâncăm, pentru că ieri am întârziat. Trebuia să ne încălțăm, să ne luăm sandalele și să plecăm la recepție și fix când făceam asta, a sunat doamna de la recepție că au venit cei de la Get Your Guide. Deci, cumva, oamenii sunt foarte prompți. Și vreau să vă arăt ce și-a luat Cătălin astăzi. Au ceva diferit în fiecare zi, aparent. Aici ce ar fi niște pește. Nu știu, eu am găsit niște șnițel, sincer. Cașcaval, aceste două și de bacon. Ceva orez cu... se numea cumva orezul ăsta? A venit și mâncarea între timp. Și șuncă. Ce vreau să vă spun este că baconul ăsta e tălpică, efectiv. Rumeci la el 10 minute. Și el are și două ouă. Și eu mi-am luat puțină cafea. Nu foarte multă, că nu simt nevoie acum. Salată, mă umplu de salată. Așa, cum vă spuneam, eu mi-am luat așa, două felii de șuncă din asta, două din asta și un pic de bacon, dar nu-mi place baconul ăsta de nicio culoare, e foarte, foarte tare, și poached eggs, o poșate, cu o felie și... am mâncat nicioaltă. Și cam ăsta este micul nostru dejun. 8:57 și a venit domnul să ne ia pentru James Bond Island. În mână are o agendă și are scris numele nostru pe partea cealaltă a agendei. Cu un astfel de van mergem. Îi spun titicar. Mergem mult, da, o oră și 75 de minute. Văd că e full, cred că noi este ultimii. Where we are going? With you? Fifi, yes, Fifi. Okay, crab, say sawadee crab. Say good morning again for everybody around here. First of all, let me introduce myself. My name is Mr. Kim. Kim. K-I-M Kim. Kim. And we'll be your tour guide for today, please. And also welcome everybody all to our trip about James Bond Island. This one. Right. That's why we call it James Bond Island, do you know? Because the James Bond, one of the movies are the movie, yes, filmed this there. One. So the movie, this one, we seen the movie there, we went, we seen the movie, this one is over there 50 years ago. That's why we call it James Bond Island, because we was filmed there since 1974. Yeah. So right now, 50 years ago in this one. Yeah, especially we have in Thai name. We explain to let you know later what about the Thai name, what that's mean. Yeah. After this, we take time more about half an hour, please. 30 minutes away from now to the first station at the Monkey Cave Temple. Our trip about the James Bond Island is long way, long driving, because our guide start to pick you up from the south of Phuket. Right now, we are in the north of Phuket. Phuket is the biggest island, is number one of our country. From the south back to the north, right now we are in the north. It's like the border now. And then after this, we are crossed by a bridge to another city. Another side, please. The monkey in this species that we call the long tail macaque monkey. About the long tail macaque monkey. This species that is really dead, about the short or the pigtail macaque, please. Good. But the monkey in this species, they like to take some of the nut. Oh my God. One, because they can keep to spare on the cheek, left or the right side.
They can start to turn at the night time or when to have for all tourists. That's okay, one, yes. They get to spread the food on the cheek, that's what, yes. Oh, he's gone, yes. Cum făceam eu când eram mică, luam cât un colț de pâine și păstram pentru mai târziu să fie. E incredibil! În cazul în care n-am zis, el este ghidul nostru. Da, cred că v-ați dat seama. Am zis, nu? Mai sunt două, trei acolo. Sunt mai mulți. Look at that cutie pie! Hi. Stați așa că am văzut you un pic. You can walk too closely just for look. It's okay. Not touch anymore. No, 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 no. Ia uitați ce e aici. Și aici e mama, cred. Și acolo este bebeluș. Uitați-le, mi-am ca un ou. Am înnebunit, leșin, efectiv. Cam așa arată peștera maimuțelor înăuntru. Am urcat pe niște scări și suntem într-o altă peșteră. Dark cave, light cave, scrie acolo. Arată înspăimântător și e foarte multă umezeală. Miroase animal. Și miroase exact, da. A, găini, nu știu. Da, găini. Știu că sună ciudat, da. Emoția, nu știu. Dar chiar așa este. Și mare grijă pe aici, că... Am ajuns la punctul de unde luăm... Barca, da. Ok, dacă vrem la baie, spune. Și Cătălin zice că alea ar fi mangrove. Trebuie să ne luăm one, că ne urcăm și în long tail bolt. Step on the chair, step to the floor, please. Ok. Și cum așa arată din barcă, suntem mai în față oricum, nu suntem chiar în spate. Și acum o să plecăm. Arată puțin ca în delta. Da, așa zice Cătălin, că arată ca în delta. De pe urbele mamei lui la Veneția. Cum e Veneția? Ca în delta. Haideți că acum că s-a mai oprit și motorul, nu aveam cum să vorbesc cu voi până acum. Sau nu încă. Am ajuns în Muslim Village. Este un oraș care a fost este pe apă. Și mergem acum, am înțeles să luăm prânzul aici. Și voiam să vă spun că este că au venit, sunt tot ce vedeți aici este format din musulmani, cum ai zis? Tailandezi musulmani. Și s-a format, sunt 1800 de persoane și când au venit toți din Indonezia. Enjoy for the buffet lunch first and then you can walk around after your lunch. Okay. How many people live here? 1,800 for the population here. Altogether about 300 families. Okay. Only the Muslim. Okay. Yes. Told around you. Here we are strict. No whiskey, no alcohol, please. Yes. Yes. No dog, no pork, please. Deci avem dreptate. Am venit la masă aici în satul pe care vi l-am arătat și vreau să vă arăt cam ce au. Mâncarea este halal, adică este doar... nu avem porc. Avem pui, pește, legume, stir fry, vegetable, stir fry noodles, supă tom yum,
ananas cu apă și gheață și cola și aici partea vegetariană, partea pe care mi-am ales-o și eu. Am luat orezul ăsta. Eu inițial am zis că sunt dale de dovlecei pane. Am luat unul din ăsta, toate că stomacul meu nu vrea să fie prieten. Cred că am mâncat ceva nepotrivit aseară și am luat și doi cartofi. Și cam așa, să știți că arde foarte bine și e foarte bun. A fost și la perle. Și că a fost și la perle să se uite. Colierele sunt 1500 de bați. Adică, nu, spune-le și cât înseamnă asta. 1500 de bați înseamnă 180-170 de lei? Ceva de ce? Cam așa? O să întreb în video. Și cam asta mi-am luat. Am mai avut niște cartofi înainte. Și cerceii cât erau? 650. Am zis că le cumpărăm pe astea două. Și cu cerceii. Și cu cerceii și asta e suma, 1450 de bați, care înseamnă... 200 de lei, 180, nici nu știu. 180 de lei? Nu e mult. Pentru mine orice e mult. Nu, 1000 de bați înseamnă 130 de lei. Așa. Și cu încă 60. 190, 180. Ok. Hai că le cumpărăm. Da. Că am zis să vă arăt și cum arată magazinul de unde am luat perlele. Și arată foarte frumos. Și este foarte tânără doamna care ne-a vândut. Dânsa este... E o fată așa tânără. How much for the magnets? Magnet give you 200. Yeah, 200. Nu știu cât e. 26 de lei, 5 de ăștia. Vrei? Gata? Mi se pare cam chicioși, sincer. Mm-hmm. Ăștia arată mai bine. Care? Ăștia. Sau ăștia. This one, Ah, uite, mai ușor.